Din primele cercetări efectuate de poliții s-a stabilit că două autoutilitare care circulau pe direcția Baia Mare și Ocuta Mare s-au ciognit pe fondul nerespectării distanței de siguranță în mers. În urma coliziunii, mașina din față a fost proiectată pe contrasens unde a acroșat un bărbat în vârstă de 60 de ani care circula regulamentar pe bicicletă. Biciclistul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Toate persoanele implicate în accident au fost testate cu aparatul etilotest și s-a constatat că niciuna nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.